Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Educația Plus. Sunt Modelina Dumitru și astăzi vă propun să abordăm un alt subiect interesant. Dacă în edițiile trecute am vorbit despre elevii de gimnaziu și de liceu și despre performanțele acestora, astăzi ne propunem să vorbim despre studenții Universității Petrol-Gaze din Ploiești, despre participările acestora la proiectele și conferințele naționale și internaționale desfășurate în cadrul universității. Vom vedea cât de implicați sunt aceștia în organizarea și participarea la astfel de evenimente, dar și ce impact au acestea asupra studenților. O am astăzi alături de mine ca invitat pe doamna Daniela Angela Buzoianu, prorector și profesor universitar doctor la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, vicepreședinte alumnii Asociației Absolvenților UPG, președinte al Asociației Antreprenorială Studențească UPG. Bună ziua, doamna Buzoianu! Bună ziua! Bine ați venit la noi în platou! Bine v-am regăsit și cu permisiunea dumneavoastră, în perioada până la înălțarea Domnului, se spune Hristos a înviat. Adevărat a înviat, așa este. Doamna Buzoianu, de cât timp profesați meseria de cadru didactic? Mă bucur că mi-ați pus această întrebare. Din anul 1992 am fost până în anul 1995 cadru didactic asociat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. În anul 1995 am dat concursul pe postul de lector la Facultatea de Științe Economice. Deci titular sunt din 1995 până în prezent. Am reușit să parcurg etapă cu etapă gradele didactice și condițiile și criteriile de promovare, astfel încât acum funcționez ca profesor universitar la Facultatea de Științe Economice, una dintre cele 5 facultăți ale universității noastre. Dacă îmi permiteți, va trebui să fac o mică rectificare la ceea ce ați spus dumneavoastră la începutul emisiunii. Bineînțeles. Din anul 1996 până în anul 2016, 20 de ani, am manageriat activitățile Casei de Cultura Studenților, deci am fost directorul Casei de Cultura Studenților. Acolo am apropiat foarte mult legătura student-profesor. Casa de Cultura Studenților, desfășurând și implementând numeroase proiecte educaționale extracurriculare cu precădere în domeniul cultural și artistic. În anul 2016, în anul 2012 am făcut parte din echipa de management a Facultății de Științe Economice. Mai exact, din 2012 până în anul 2015, după aceea întâi prodecan, după aceea decan, iar în 2016 prorector la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, până în anul 2020. În anul 2017, fiind prorectorul cu activitățile studențești, resursele umane și educația extracurriculară, am înființat cu o echipă de colege inimoase și foarte atașate de studenții universității, Societatea Antreprenorială Studențească, pe care o coordonez în prezent. Este o entitate în structura organizațională a universității cu o bogată activitate extracurriculară. Această societate antreprenorială studențească a adus plus valoare semnificativă universității prin proiectele educaționale extracurriculare la care au participat și participă studenți
absolvenți în primii 3 ani de la absolvire și cadre didactice și nu numai, și elevi. Adică această entitate, această societate antreprenorială studențească, activitățile ei se adresează și elevilor. Deci există această conexiune între mediul universitar și mediul preuniversitar. Da. Așa cum spuneați, de-a lungul carierei dumneavoastră ați organizat foarte multe activități extracurriculare, proiecte, conferințe și toate evident în beneficiul studenților. Ați încercat întotdeauna să-i atrageți să facă cât mai multe lucruri frumoase, să-i ajutați să-și descopere calitățile, să le pună în valoare și totodată să-și descopere pasiunile. Cât de importantă este relația asta între cadrul didactic și elev, fie că vorbim de școală, de gimnaziu, fie de mediul preuniversitar, fie că vorbim despre mediul universitar. În mediul universitar, studenții fiind mai maturi, provocarea este mult mai mare, deoarece au alte preocupări și atunci este mult mai provocator să implicăm în astfel de proiecte și totodată să îi facem să atragă și pe ceilalți în demararea acestora. Da, este foarte important să conștientizăm noi, profesorii, cadrele didactice de la Universitatea Petrol Gaze și nu numai, în general, profesorii din învățământul universitar, să conștientizăm importanța acestor proiecte, activități educaționale extracurriculare, care au rolul de a apropia reprezentanții mediului academic. Da? Comunitatea academică este formată din cadre didactice și studenți. De multe ori am constatat că aceste activități educaționale extracurriculare îndepărtează acea cortină virtuală pe care tinerii o percep în felul lor, noi încercând să le demonstrăm că ne dorim să fim ca într-o familie și să îndepărtăm barierele, mai ales pentru studenții din anul întâi, nu este prea ușor să realizăm ceea ce ne-am propus, adică îndepărtarea cortinei virtuale, barierei virtuale, dar pas cu pas, ușor, ne iese. Aproximativ într-un an de zile ei intră în ritmul și modul de abordare din mediul universitar, pentru că vin formați într-un anume fel, considerând că profesorii lor sunt un fel de diriginți. Noi ne asumăm rolul acesta de diriginți, cam înțeles. Și consilieri în același timp. Și mentori. Deci este o activitate foarte frumoasă, nu-i ușor, dar avem niște satisfacții foarte mari. Deci când vezi la sfârșitul, la finalul anului întâi de facultate, că acești tineri care au venit din diverse licee, colegii, cu stiluri diferite de abordare, și atât din punctul lor și mediul în care trăiesc, bineînțeles, și vezi că după un an de zile ai reușit să îi apropii și să ții apropii, satisfacția este enorm de mare. Da. Asta e feedback-ul pozitiv pentru noi. Asta este. Și după 3 ani de studii de licență,
După 2 ani de studii de masterat, vorbesc la facultatea la care funcționez ca profesor, mulți dintre ei, și asta mă bucură, își doresc să devină colegii noștri și să rămână în învățământ. Deci au și această înclinație către acest domeniu. Da. Și cu multă plăcere îi încurajăm să devină dascăli. Oarecum aceste activități îi și responsabilizează. Îi responsabilizează, da, da. Devin mult mai sociabil, mai comunicativ, mai deschiși. Da, da, și nu numai, deci în cadrul proiectelor educaționale extracurriculare, pe lângă activități culturale, artistice, dezbatere academice, la care invităm reprezentanți ai mediului public-privat, ai mediului socioeconomic, de multe ori sunt absolvenții facultății noastre, absolvenții Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Ei sunt un exemplu de bună practică pentru studenți. Și atunci și studenții își doresc să ajungă la un nivel la care absolvenții noștri au reușit să ajungă. Da, este foarte frumoasă profesia de dascăl și îți oferă multe satisfacții. Da, trebuie să ai vocație. În primul rând. Da. Eu consider că în primul rând este vorba despre vocație. Da, vocație. Este lucrul esențial, necesar, dacă nu ai această vocație și răbdare, da. De ce nu? Pentru că ai nevoie și de foarte multă răbdare, pentru că intri în contact cu tot felul de caractere. Unii sunt mai ușor de modelat, alții mult mai greu, sunt mai impulsivi, nu au răbdare prea multă să asculte. Și atunci trebuie să ne modelăm după fiecare în parte și nu numai, trebuie să găsim și toate metodele necesare, adaptate societății în care trăim, da. Pentru a-i putea stimula. Pentru a-i putea stimula. E foarte greu să-i stimulezi, nu? Noi reușim cu mare parte dintre ei prin acele competiții de lucrări științifice, competiții de studii de caz în cadrul proiectelor societății antreprenoriale studențești, unde ei au posibilitatea să lucreze în echipă, să realizeze cercetări interdisciplinare, să își formeze gândirea critică. Un lucru foarte important. Să învețe. Deci și nu mi-aparține, este un citat. L-am preluat de la profesorii mei. Și este cel mai dificil lucru. Da. Să învățăm să învețe. Pentru că ei au gândirea aceea mecanică. Da. Am observat asta și la elevii mei. Când au ceva de învățat, motamo, exact cuvintele care sunt redate, încearcă să le memoreze, iar în momentul în care sunt ascultați și întrerupți la, nu mai reușesc să se redreseze și să comunice. Este foarte importantă comunicarea. Este foarte, și nu numai comunicarea, ci modul în care se face. Pentru că degeaba, ca și cadru didactic, încerc să transmit un mesaj dacă receptorul meu nu percepe mesajul pe care eu îl transmit. Da. Tot în cadrul acestor activități competiționale de cercetare științifică, ei, pe lângă competențe și abilități de a lucra în echipă, de a învăța să facă tot felul de analize pe diverse teme, învață să comunice.
să-și gestioneze emoțiile, să-și gestioneze bugetul de timp. Este foarte important și dacă în anul întâi sunt mai timizi, că e firesc. Este normal, da. Da? Pe măsură ce se implică în astfel de competiții științifice, deja capătă abilitățile necesare și competențele pentru a face față provocărilor și vorbitului în public. Din păcate, am observat că au o foarte mare temere de a vorbi în public. Da. Una este când poartă o conversație între două persoane, el și o anumită persoană, și alta e când sunt mai mulți ochi, mai multe urechi, deja au tendința să se închidă, ca într-o cochilie, precum melcul. Cum se închide melcul în cochilie, așa și ei. Foarte greu se deschid, foarte greu sau se simt provocați în momentul în care le spunem că vrem să organizăm tot felul de proiecte, de activități, își pun anumite bariere, au teama de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Asta este, da, au această teamă, teama de a nu dezamăgi profesorul, exact, care se face, da, un efort deosebit să-l aducă la nivelul de necesar pentru a participa la competițiile științifice, teama de a nu primi întrebări din partea publicului, pentru că în public sunt studenți, da, de la cele 5 facultăți care așteaptă să le vină rândul sau care au terminat de susținut, da, studiile, cercetarea lor științifică. Sunt studenți de la alte universități, partenere ale Universității Petrol-Gaze din Ploiești, și atunci intervine teama asta de a nu face greșeli și de a nu pica, să zic, în extrema cealaltă, deși își doresc foarte mult să se perfecționeze. Însă cu mult tact, răbdare și cu o plăcere deosebită de a-i ajuta, reușim cu mare parte dintre ei. Da? Da. Satisfacția este deosebită. Și după ani de zile, când ne întâlnim cu ei, ani de zile de la absolvirea studenților, și ne întâlnim cu ei și vedem ce familii frumoase și-au construit, ce funcții sau posturi au reușit să obțină în mediul public sau privat, satisfacția este enormă. Sau când primim mulțumiri, o felicitare de anul nou, da, de orice Paște, gest, oricât de mic, de contează, un mesaj. Da, înțelegeți, da, pentru, da, că sunteți, da, profesori și știți cât de plăcută e senzația aia când zici, uite, da, studentul sau studenta și-a adus aminte. Da. Da, și este cu atât mai plăcut și bucuria este enormă în momentul în care realizez că de fapt nu face din obligație, ci că vine cu, din tot sufletul. Îți adresează un mesaj din tot sufletul și cu tot respectul și, da, pe care ți-l poate oferi. Construim de la temelie până la, știu eu, ce unii își doresc foarte mult și din ce în ce mai mulți își doresc să parcurgă și studiile doctorale, deci ciclul 3, în ideea de a rămâne în învățământul universitar sau preuniversitar. Da, este îmbucurător, pentru că învățământul din România a trecut câțiva ani printr-o perioadă mai dificilă, când foarte puțini tineri își doreau să devină dascăli, să profeseze această meserie extraordinară, care formează oameni. Deci responsabilitatea este enormă dacă nu realizăm că formăm oameni
și chiar caractere, pentru că facem și astfel de educație, există pericolul să derapăm către ceva ce nu ne-ar plăcea să vedem nici pe stradă și nici în mediul socioeconomic și nici în învățământ. Sunt temători tocmai din cauza faptului că se gândesc că nu vor reuși. Se gândesc că au de-a face cu tot felul de caractere, așa cum spuneați, de personalități. Copiii sunt diferiți de la o generație la alta, sunt total diferiți și atunci nu știu cum să se adapteze. Se tem de asta, că nu se pot adapta, că nu vor ști să țină în frâu situația, probabil, au această temere. Da. Ne cred că ar fi foarte benefică o colaborare din ce în ce mai apropiată între licee, colegii și mediul universitar. Am auzit de la studenți și nu cred că m-au păcălit că sunt dascălii preuniversitari care le spune: va fi foarte greu pentru voi, nu veți mai avea la cine să mergeți și să vă spuneți problemele pe care le aveți. Acolo trebuie să învățați dacă știți bine, dacă nu, nu e ca la liceu. Nu. Le induc cumva aceste bariere pe această barieră, da. Ei și le pun. Poate din dorința de a-i motiva. Cred că mai degrabă, da, este posibil din dorința de a-i motiva, de a-i stimula, de a-i responsabiliza. De a-i responsabiliza. Asta, da. Încearcă oarecum un pic să-i responsabilizeze, să-i facă să devină mai conștienți că ceea ce va urma trebuie să fie mai implicați, mai devotați. Da. Dar cu unii se potrivește metoda, cu alții nu. Corect. Că vin foarte închiși în ei și nu sunt dispuși să colaboreze cu profesorul, care profesorul e părintele de la facultate. Eu așa consider că ar trebui să fim cu toții. Ne schimbă părerea în câteva luni, dar e greu la început, e dificil. Bine că reușim, da. Și mai este o problemă cu care ne confruntăm în general noi, cei din universități, cu abandonul școlar. Asta și noi la gimnaziu și licee, da, într-adevăr. Este o foarte mare problemă abandonul școlar, din ce în ce mai dificil de ținut sub control. Da. Da. Din punct de vedere al profesorului universitar, cred că nu beneficiază, vorbesc despre studenții care aplică pentru o anumită facultate la noi din cele 5, nu beneficiază de consiliere. Adică fie din partea familiei sau și din partea familiei și din partea consilierilor din colegii și licee își aleg să urmeze studiile universitare fără a fi consiliați. Preferă un loc de la buget. Înțelegem? Da. Pentru că sunt tineri care au probleme financiare. Sau sună bine o specializare. Da. Sau la insistențele părinților care au terminat aceeași facultate sau aceeași specializare și care s-au realizat profesional. Da, copilul să urmeze aceiași pași. Da. Da. Ne ținând cont de ceea ce îi place cu adevărat să facă mai departe și de aptitudinile pe care le are, că
Desigur. Degeaba ne plac nouă limbile străine sau matematica sau fizica dacă copilul nu este pasionat, are nevoie, plăce biologia sau chimia, poate vrea să facă altceva. Și atunci trebuie să-l încurajăm și să-l susținem, să-i îndrumăm pașii spre alegerea corectă. Desigur, da, aici consider că trebuie lucrat foarte mult, că trebuie să găsim împreună soluții, noi cei din universitar, cu colegii noștri din învățământul preuniversitar, pentru a-i ajuta să aleagă un parcurs profesional care îi se potrivește în beneficiul acesta. Și dacă nu l-au ales, intervine abandonul școlar. Se mai întâmplă un fenomen. Abandonează și după ani buni revin la facultate. După ce au conștientizat cât de important este să-și urmeze studiile și să-și construiască o carieră. Revin. Da. Avem situații în care, mă scuzați că intervin așa nepoftită, situații în care părinți care au abandonat studiile universitare sau nu le-au făcut, nici măcar n-au aplicat, sunt colegi cu copii în grupă, în același an de studiu, la aceeași specializare. Da. Și rezultatele sunt foarte bune. Părinții sunt un pic reținuți, considerând că nu mai sunt la vârsta la care se facă studii universitare, iar copiii sunt foarte mândri de părinții lor. Și învățând împreună, rezultatele sunt mult mai bune. Da. Așa este. Vom lua o scurtă pauză de publicitate și vom reveni imediat în platou. Am revenit în platou și vom continua discuția cu doamna Buzeanu. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre activitățile extrașcolare, despre proiecte, conferințe. Săptămâna viitoare, în cadrul Universității Petrol Gaze, va avea loc un proiect. Despre ce proiect este vorba? Da, săptămâna viitoare, mai exact în perioada 14-16 mai, implementăm activitățile din cadrul proiectului Zilele Universitare Europene, Educație și Dezvoltare Sustenabilă în Uniunea Europeană, ediția a 11-a, proiect în cadrul căruia există activități culturale, artistice, științifice, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice, Educație și Dezvoltare Sustenabilă în Uniunea Europeană, la care vor participa cu lucrări științifice studenți din Universitatea Petrol Gaze și din alte centre universitare, alte universități cu care UPG-ul are parteneriate deja tradiționale. Tot în cadrul acestui proiect vor exista și o serie de dezbateri academice pe diverse teme, dialog între generații, de la student la antreprenor este una dintre teme. Foarte interesantă această temă, la ce v-ați gândit când ați ales-o, de la student la antreprenor? Pe lângă faptul că proiectul este implementat de Societatea Antreprenorială Studențească, cea care descoperă spiritul antreprenorial al studenților și îi dezvoltă pe studenții în acest spirit al viitorilor antreprenori, ne-am mai gândit, eu împreună cu colegele mele din echipa de proiect, că discuțiile vor fi foarte aplicate și interesante, având în vedere că am invitat antreprenori de succes, mare parte dintre ei sunt absolvenții Universității Petrol Gaze și cu siguranță studenții vor avea posibilitatea să afle multe lucruri interesante de la ei și cum au reușit, după ce au terminat studiile universitare, să intre în acest domeniu provocator al antreprenoriatului. Pentru că
În UPG le-am dezvoltat competențele antreprenoriale studenților de la cele 5 facultăți și pot să vă dau un exemplu de proiect european pe care l-a inițiat Societatea Antreprenorială Studențească în anul 2019 și în cadrul proiectului studenții au avut posibilitatea să primească competențe antreprenoriale astfel încât după perioada de implementare a proiectului de 2 ani și ceva și-au deschis firme, au pus în practică ideile de afaceri pe care le-au avut și pentru care au elaborat planuri de afaceri în cadrul proiectului. Cele mai bune planuri de afaceri au fost premiate cu sume importante. Studenții care din medii defavorizate au primit burse în cadrul proiectului, burse de studiu, tot cu bani europeni, da, din bugetul proiectului, au fost modernizate, dotate, reabilitate, laboratoare, un anfiteatru la standarde europene și deși mare parte din timpul de implementare pentru acest proiect numit Bursa Student Antreprenor, mare parte din timp a fost în perioada de lockdown, totuși proiectul a fost finalizat cu succes și într-adevăr studenții au primit acele competențe antreprenoriale pentru că, repet, mare parte dintre ei au reușit să-și implementeze ideile de afaceri. Ce ne dorim în continuare acestui proiect pentru sustenabilitatea proiectului și cu siguranță UPG-ul va reuși va atinge acest obiectiv țintă să implementăm tot pentru studenții celor 5 facultăți un incubator de afaceri tot prin această modalitate de a aplica și de a obține bani europeni. Le-am promis și trebuie să ne ținem de cuvânt. Care este domeniul care îi fascinează cel mai mult în ceea ce privește antreprenoriatul? Domeniul spre care ce se îndreaptă cei mai mulți studenți? Ce își doresc să facă? Cei mai mulți își doresc să pătrundă în domeniul acesta al tehnologiei informației, deci în domeniul IT-ului, dar avem și studenți artiști. Un exemplu, în cadrul proiectului Zilele Universitare Europene, pe data de 14, va avea loc vernisajul unei expoziții de pictură. Opere, picturi realizate de studentele Mihaela și Gabriela Arghirescu. Ele au absolvit Facultatea de Științe Economice, specializarea management. Acum sunt studente la masterat, managementul sistemelor microeconomice și și-au ales acest parcurs educațional. De ce? Pentru că vor să-și deschidă propria lor afacere. Da? Adică un atelier de pictură. Toate studiile lor de caz pe care le-au avut de realizat începând cu anul întâi de facultate și până în prezent când se apropie de finalizarea studiilor masterale le-au făcut în ideea de a învăța să-și deschidă propria lor afacere, adică acest atelier de pictură. Cunoscându-le din anul întâi, le-am încurajat și le-am ajutat foarte mult eu împreună cu colegii de la Facultatea de Științe Economice să expună. Le-am organizat expoziții de pictură și vă invităm la Universitatea Petrol-Gaze. În zona expozițională se află această expoziție deja pregătită.
Un aspect foarte interesant, ele pictează același tablou în același timp, la două mâini. La două mâini. Se coordonează. De mici, da. De mici, așa au început. Sunt foarte emotive. Sper să reușească în această lume a artiștilor și a business-ului. Nu este ușor, dar competențele pe care le-au primit în timpul studiilor de licență și de masterat, cu siguranță le vor ajuta. Le trebuie un pic mai mult curaj. Nu sparg barierele alea. Sunt foarte timide, prea timide pentru business. Având spiritul artistic dezvoltat, majoritatea artiștilor, așa cei sunt, care pictează sau cei care cântă la un anume instrument muzical, oricare ar fi acesta, au această timiditate și de fapt ei se exprimă, cei care pictează, prin picturile pe care le fac, pianiștii atingând clapele pianului și tot așa, celor care au acest spirit se exprimă tocmai prin artă. Prin artă, simt, da, nevoia de a se exprima prin artă și de fapt și când mergem la vernisaje, când admirăm picturile, ne imaginăm ceea ce vrea să ne transmită cel care l-a creat și ne dăm seama de emoțiile pe care le-a exprimat acolo prin modul în care a pictat. Da, în general artiștii sunt diferiți față de ceilalți care nu au înclinații artistice și sunt foarte sensibili, ceea ce... Și o imaginație foarte bogată. Și ele au o imaginație foarte bogată. Și asta îi ajută foarte mult să încerce să experimenteze lucruri noi și să-și dorească mai mult de la ei, să se autodepășească, că de fapt asta este, nevoia de a se, și dorința de fapt, nu nevoia, dorința de a se autodepăși în mod constant. Pentru a depăși această barieră a timidității și pentru a prinde curajul de a se exprima în public, le-am încurajat să participe și la sesiunile de comunicări științifice studențești încă din anul întâi și au reușit într-o oarecare măsură și cu siguranță vor lucra în continuare și vom lucra în continuare. Pentru că această sesiune națională de comunicări științifice studențești, educație și dezvoltare sustenabilă din cadrul proiectului, activitate în cadrul proiectului, este organizată pe următoarele domenii. Educație antreprenorială, educație managerială, educație europeană, educație financiară, viitorul practician în tehnologii comerciale, adică ceea ce cere piața, educație ecologică. Studenții își aleg unul dintre aceste domenii și prezintă lucrări științifice pentru domeniul la care s-au înscris. Iar secțiunile sunt studii de licență, studii de masterat, studii de doctorat și am invitat și elevii din colegiile, de la colegiile și liceele partenere, care fie că lucrează în echipă cu colegilor elevi, alții au format echipe mixte, studenți, elevi. Și așa reușim să apropiem mediul preuniversitar. Preuniversitar de cel... Da, universitar. De altfel, în cadrul universității se organizează și cursuri pentru elevii care urmează să susțină bacalaureatul. Da, deci se organizează, au început de două luni de zile și continuă pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de bacalaureat, cursuri gratuite. Ceea ce ne oferă o satisfacție mare, pentru că amfiteatrele
Sunt pline de elevi care vin și de la an la an vin mai mulți elevi. Da, dacă se implică și dacă într-adevăr profită de această șansă de a se dezvolta și de a recupera, dacă au ceva de recuperat, sau din contră de a-și întări cunoștințele. Este o manieră foarte atrăgătoare de a-i antrena. Îi mobilizați mult mai ușor și totodată, de ce nu, poate vor fi viitorii studenți ai universității. Cu siguranță, pentru că cei care vin fac cunoștință cu profesorii care predau diverse discipline, pun întrebări, văd universitatea noastră care arată foarte bine, modernizată, dotată, se familiarizează. Deci, pe de o parte, participând la proiectele acestea educaționale extracurriculare, participând la orele de consultații în vederea participării la examenul de bacalaureat și promovării lui cu succes, și mai există un proiect în universitate foarte complex, Magia vieții de student. Colegii noștri, cadre didactice, merg în licee și în colegiile prahovene și nu numai, și în județele limitrofe, și fac promovarea ofertei educaționale a universității, și profesorii din preuniversitar vin cu elevii lor clasa 11-a, 12-a în universitate. Chiar și clasa 9 am avut anul acesta, pentru a cunoaște universitatea și pentru a o prezenta la ea acasă și nu numai în liceele de unde provin. Este o metodă foarte bună aceasta. Bursa locurilor de muncă pentru studenți, participă și elevi. Festivaluri naționale studențești organizate de Casa de Cultura Studenților, participă și elevi. În perioada în care am păstorit, să zic așa, Casa de Cultura Studenților, veneau foarte mulți elevi în formațiile artistice, teatru, dans, cenaclu literar, folclor, da? Veneau în calitate de elevi pentru că auzeau ce se întâmplă acolo. Adică de bine, adică frumos, îi luam la festivaluri împreună cu studenții, festivalurile naționale studențești, Cluj, Timișoara, Iași, București, centrele universitare mari. Îi implicați activ și îi implicam, astfel îi stimulați. Și rămâneau și făceau studiile la Universitatea Petrol-Gaze. Nu puțini au fost cei care fie au terminat studii economice sau tehnice la UPG și după au parcurs studiile unei universități de artă sau teatru sau muzică. Deci acolo își descopereau talentul pentru domeniul acesta cultural-artistic, făcând alături de elevi activități cultural-artistice. Foarte interesant parcursul acesta. Și astăzi sunt actori, sunt soliști. Unii sunt la Teatru Toma Caragiu din Ploiești, alții sunt în București, alții la teatre particulare. Da, deci vedeți cum există oameni care pot schimba destine, conștient sau nu. Da. Da. Așa este. Adică să faci o facultate profil economic sau de inginerie. Și apoi să alegi un profil artistic. Da, pentru că ți-a plăcut ceea ce ai făcut la Casa de Cultura Studenților. Da. Care este cel mai important festival? Cel mai important festival la care am participat, pe care l-am organizat în calitate de manager al Casei de Cultura Studenților, a fost și este Festivalul Culturii și Artei Studențești. Foarte complex, amplu, cu mulți participanți din multe centre universitare. Acesta l-am preluat din
de la predecesorii mei, mai exact studenții care mi-au fost colegi când eram eu studentă, că și eu sunt absolventă a Universității Petrol-Gaze. Deci studenții l-au inițiat înainte de anii 90 și el a fost preluat și dezvoltat cu multă plăcere de noi, cei care am coordonat Casa Studenților cu toate activitățile ei. Un festival pe care l-am inițiat ca director al Casei de Cultură a Studenților, festivalul Serii în lumea Taliei, festival de teatru care continuă și cu multă atractivitate la publicul tânăr, studenți și elevi. Un alt festival, Everybody Dance With Us, este festivalul de dans pe care l-am inițiat din dorința de a nu se pierde tradiția în Centrul Universitar Ploieștean în domeniul dansului, desfășurat pe tipuri și genuri de dans. De ce? Pentru că la un moment dat casele de cultură ale studenților au intrat într-un con de umbră, în urmă cu cam prin anii 2000-2002, din punct de vedere al finanțării. Atunci cei care coordonau la nivel național casele de cultură ale studenților de la Ministerul de Resort au spus să punem stop festivalurilor mamut, pentru că ele erau de mare complexitate și mari dimensiuni cu mulți studenți participanți, și să facem acțiuni mai mititele, mai modeste, mai pe training-uri, mai pe workshop-uri, totodată mai să pe fie și atractive, mai și... pe... Da. Ori n-aveau aceeași deschidere și aceeași vizibilitate. Și atunci am zis, da bine, nu mai spunem Festivalul Național Studențesc de Dans. Încerc să-i spun, m-am consultat cu echipa mea de la Casa de Cultură a Studenților, Everybody Dance With Us. Adică toată lumea dansează cu da. Noi. Și sub... Are de nume. Nu ne-au finanțat în acel an. A zis, bine, dacă voi vreți să dansați, n-aveți decât să dansați, dar fără bani de la bugetul statului. A avut tot statul de competiție, tot pe genuri și stiluri de dans. Rectorul din perioada respectivă de la Universitatea Petrol-Gaze, un domn foarte inimos și cu mare drag de studenți și de activitățile culturale-artistice, a zis, dați drumul sub titulatura asta, dacă vi-l aprobă ministerul, vom face tot posibilul ca universitatea să asigure cazarea și masa pentru participanții care vin din celelalte centre universitare. Erau numeroși participanții? Da, 3-400 de tineri care veneau. Un număr destul de impresionant. Da, un număr impresionant. Deci erau dornici de a participa la astfel de evenimente. Da, și dacă nu aplicam metoda asta, mi-a dat creatorul ideea să schimbăm denumirea, s-ar fi pus stop festivalurilor de dans în centrele universitare din România. Și ar fi fost păcat. Mulțumesc încă o dată domnului rector și echipei de management din perioada aceea că și datorită dumnealor, sau în primul rând că acolo e cel mai mare buget, cel alocat pentru cazare și masă, au continuat. În anul următor, văzând cei care coordonau casele studenților de la Ministerul de Resort că există dorința și că nu ne-am lăsat noi directorii caselor de cultură din țară, au început să înțeleagă că totuși componenta asta culturală, artistică în centrele universitare importantă. E foarte important. Da, așa este. Da. Are o valoare inestimabilă. Da. Foarte, foarte importantă.
De ce nu? Ce să facă studenții după activitățile de curs, de seminar, de laborator? Se adună unde? În casa lor, în casa de cultură, casele de cultură ale studenților, pentru că sunt mai multe în România, în centrele mari universitare. Și atmosfera este foarte plăcută. Cursuri de dans, de teatru, e altceva. Se face să fie altceva. Și mai relaxat, să vină cu drag la universitate și au altă implicare, inclusiv în timpul cursurilor propriu-zise. Vin și profesorii împreună cu ei sau vin la spectacolele pe care le pregăsesc studenții noștri pentru colegilor și pentru cadrele didactice. Deci atunci relația se apropie și se sudează. Da. Da. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi, că ați acceptat invitația noastră. Vă așteptăm cu mare drag și la o altă ediție a emisiunii pentru a aborda alte subiecte interesante. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și ne dorim din tot sufletul ca și elevii dumneavoastră să devină studenții Universității Petrolgaze din Ploiești, o universitate cu tradiție, 75 de ani de educație și performanță în educație și cercetare academică. Da. Toate activitățile non-formale în care sunt implicați elevii sau studenții sunt de bun augur. Acestea contribuie la dezvoltarea lor personală, la dezvoltarea gândirii și a imaginației. Folosirea celor mai bune metode pentru stimularea performanțelor este o reală provocare pentru toate cadrele didactice. Acestea își propun mereu educarea tinerilor în spiritul valorilor europene și dezvoltarea sustenabilă a învățământului universitar și preuniversitar din România. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Vă aștept cu drag la următoarea ediție. La revedere!